În această iarnă este cea de-a doua rundă de intervenții pe șoselele din municipiul Roman, realizată de operatorul de salubritate, care are contract și pe partea de dezăpezire. Spuneți-mi cât și cum. Cum cât și cum? În tot orașul, în jur de 20 ceva de tone de sare. Și cum este carosabil acum? Din acest proiect în condiții bune. Sunteți pregătiți cu cantități suficiente de... Totdeauna am fost pregătiți, da. Cât aveți în stoc? Avem vreo 170. Acum așteptăm să mai vină 100. Operatorul de salubritate a intervenit cu 4 utilaje de împrăștiere a materialului antiderapant pe toate străzile din municipiul Roman. Am ieșit la ora 4 dimineață cu 4 răspânditoare de sare cu inhibitor, pentru că legea nu ne permite să mai folosim antiderapant sort, și avem 2 utilaje mai performante care dozează sarea și facem o împrăștiere mult mai rațional și mai bine pe toată suprafața asfaltului, și până în momentul de față am ieșit absolut pe toate străzile la ora cu în jur de 30 de tone de sare cu inhibitor amestecat, iar la ora 5 cu toți măturătorii am ieșit pe trotuare pentru a mătura și îndepărta zăpada să nu se producă podei. Prognoza meteo anunță în continuare precipitații și răcirea vremii, care va obliga operatorul să intervină pentru menținerea unui carosabil curat. Astăzi mai avem încă sub cod galben până la orele 14, vor mai cade ceva precipitații până la orele 14, iar nopțile viitoare vor scădea temperaturile din ce în ce mai tare, ca undeva la sfârșitul săptămânii să ajungă pe la minus 11 grade. Tariful pentru dezăpezire este stabilit prin hotărâre de Consiliu Local, operatorul de salubritate intervenind doar la comanda primăriei. Până acum s-a investit o dată în noiembrie pentru prevenirea poleiului și a doua oară astă noapte. Firma Rosal are contract cu Primăria Roman pentru 25 de ani, încheiat încă din timpul mandatului exprimarului Laurențiu Leoreanu.